Universității din București, conferențiar universitar. Și îl avem și pe Bogdan Radu, colegul nostru de la Cluj, director universitar la Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Avem de asemenea și colegi din grupul pentru dialog social. O salut în mod special pe Magda Cârneci, care a avut amabilitatea să se conecteze alături de noi. Și nu în ultimul rând, le mulțumesc foarte mult tuturor studenților de la Facultatea de Științe Politice a Universității din București, care sunt aici foarte numeroși. Îl salut și pe Alexandru Lăzescu, care văd că tocmai s-a conectat și el de la partea GDS. Mai și deci Andreea Bora. Revin, le mulțumesc studenților pe care de-al minter îi încurajez să, după micile noastre prezentări, o să vă rog să vă închideți microfoanele, pentru că avem niște interferențe foarte neplăcute. Ok, bun. Deci vă rog să vă închideți microfoanele atâta vreme cât nu doriți să interveniți. O să vă rog de asemenea, pentru studenți mai ales, să vă deschideți cu curaj camerele, toți cei care puteți. În felul acesta, vorbesc cel puțin pentru studenții mei, vom avea și o prima sesiune cu camere deschise și în același timp și poate o ultimă sesiune pe Zoom, pentru că sperăm să revenim la facultate de săptămâna viitoare. Deci vă rog, vă încurajez să vă deschideți și camerele cât puteți, fără niciun fel de presiune, dar ca o rugăminte pentru vizibilitate și pentru diversitatea de aici, de pe Zoom. Astăzi, deci, cu amabila și foarte, foarte consistentă anticipez colaborare a colegilor mei, o să încercăm să discutăm o temă care este extrem de presantă, legată de politicile etnonaționaliste identitare și de mișcările iliberale, într-un context pe care nu l-am fi dorit atât de arzător, dar care este la porțile noastre, este înfiorătoarea tragedie, războiul din Ucraina, agresiunea fără precedent în ultimele zeci de ani a Rusiei asupra unui stat suveran aflat în plus la frontierele noastre, la frontierele NATO. A existat în contextul acesta al războiului, care deja, după cum se vede, se apropie de două săptămâni, joi se împlinesc două săptămâni de când acest conflict a izbucnit. Deci în sub spectrul amenințării, repet, fără precedent, a unui stat care este un stat totalitar, Rusia actuală este un stat totalitar, ne vedem cu toții ceilalți mobilizați, nu numai într-o solidaritate extraordinară, la nivel umanitar, în primul rând, pentru ajutorarea refugiaților și a victimelor acestui război. O să o las pe Luciana Dalminte, când ia cuvântul, să ne povestească mai mult exact de acest aspect, dar ne vedem confruntați și cu, pe plan mai degrabă teoretic și doctrinar, aș zice, cu un reviriment aparent a ceea ce înseamnă o mobilizare democratică. Ideea că toate valorile pe care s-a construit Europa și lumea liberă după al doilea război mondial par să fie puse sub semnul întrebării de o agresiune atât de oribilă și lipsită de principii, așa cum este cea pe care Rusia lui Putin o desfășoară acum sub ochii uluiți și terifiați ai întregii lumi libere și democratice. Deci acest tip de amenințare ne pune pe noi, membrii ai unor state democratice, liberale, într-o poziție în care, pe de o parte, să ne punem problema
propriei supraviețuiri democratice, iar pe de altă parte să ne punem problema unei solidarizări active în sprijinirea și consolidarea democrației. Au apărut foarte multe analize în ultima perioadă și în ultimele zile, aș zice, legate de această reconștientizare a fragilității democrațiilor și a necesității tocmai de a le apăra într-o manieră mai eficientă decât am făcut-o până acum, cel puțin în ultimii 30 de ani. S-a adus în discuție, pe de altă parte, și euforia complet nerealistă în care Occidentul s-a legănat în urmă cu 32 de ani la prăbușirea blocului sovietic. Ne aducem cu toții aminte de felul în care era salutată peste tot în lumea academică, în orice caz, și publicistică, marea victorie ireversibilă a democrației. Se vorba despre mersul irezistibil al democrației în presa și analizele franțuzești, americane. Decretam deja sfârșitul istoriei, decretam multe, de fapt, viziuni profetice, în mod paradoxal, pornind de la oameni care, pe de altă parte, denunțau acest profetism și mesianism în cadrul altor ideologii. Mitul că societatea deschisă și-a înfrânt dușmanii în 1990, ca să mă refer la titlul celebru al lui Karl Popper, a avut mulți adepți atunci. Adepți care, pe de altă parte, după 20-30 de ani au simțit nevoia să se distanțeze de propriile profeții. Așa cum se întâmplă de obicei cu oamenii care sunt confruntați cu punctele slabe ale oricărui demers de acestea. Și iată, suntem aici în 2022, după 2 ani de pandemie, după 2 ani deci în care au fost puse la încercare din alte puncte de vedere limitele libertăților și democrațiilor noastre, dintr-o perspectivă care a fost justificată prin criza sanitară, ne regăsim, iată, după alți 2 ani și chiar mai mulți, în care pe lângă derapajele justificate sub pretextul crizei sanitare, am avut și am asistat la derapaje care nu aveau nicio legătură cu criza sanitară și pe care le-am observat și cu care am și față de care am reacționat mulți dintre noi în Ungaria sau în Polonia. Aduc aminte că în inima Europei, a Uniunii Europene, Ungaria a interzis universități și nu le-a chemat, din câte știm noi, înapoi deocamdată. A inițiat și a adoptat legi antidemocratice și care restrâng sever și inadmisibil pentru o țară europeană libertatea de expresie, libertatea academică. Pe de altă parte, vedem și în Polonia, marea eroină a zilelor din urmă în legătură cu gestiunea problemei refugiaților, dar pe de altă parte și eroina negativă în anumite scenarii pandemice chiar, în care am văzut o acaparare pe fond politic a curții constituționale. Am văzut după aceea o adoptare a unei legi care restrânge sever drepturile reproductive ale femeilor. Iată, suntem de 8 martie, nu? Deci e bine de adus în discuție această temă. Aceste lucruri la care am asistat în ultimii 2 ani se recompune cumva în umbra solidarizării democratice în sprijinul Ucrainei. Și întrebarea mea, una dintre întrebările mele de început, ar fi pentru vorbitori și pentru studenții care ne ascultă, ar fi: oare această solidarizare democratică nu e tot un soi de, oricât ar părea de bizar ce spun, un soi de euforie? Un soi de entuziasm legitim, de altfel, în fața acestei extraordinare unități în sprijinul Ucrainei? Dar, pe de altă parte, uitând că în spatele acestei solidarizări lucrurile, de fapt, nu se schimbă, că există un spate al frontului, ca să zic așa, în care nu se întâmplă nimic care să amelioreze
gravele disfuncții, de fapt, abateri de la statul de drept și de la valorile democratice, așa cum am dat câteva exemple, dar evident că vă invit pe toți să aducem și altele. Deci întrebarea este în ce măsură trebuie să, nu cumva, lăsându-ne purtați de acest val al încă unui entuziasm față de democrație și față de puterea ei de a mobiliza oameni, nu uităm cât de fragilă este, de fapt, democrația și nu uităm că, în fond, nu trebuie să ne lăsăm garda jos. Și că toate lucrurile astea sunt, de fapt, exact așa cum erau și acum 2 săptămâni, și acum 2 ani, poate chiar se agravează pe fondul unei crize care nu face decât să își arate semnele deocamdată. Criză economică, criză sanitară care încă nu s-a terminat, de fapt, și așa mai departe. Deci vă invit să reflectăm cu toții la toate aceste întrebări, evident folosind ca fundal tragic marele eșec al democrației, așa firavă cum a fost ea la începutul anilor 90 și în Rusia, unde se profila o vagă societate civilă, o vagă coagulare a unui multipartidism și care a fost constant sabotată de regimul lui Putin, începând cu 1999-2000. De atunci vedem că democrația în Rusia nu mai există niciun fel, de fapt, că opozanții sunt omorâți, sunt otrăviți, sunt asasinați, sunt defenestrați și acum toată oroarea, culminând cu miile de arestări zilnice ale celor care îndrăznesc numai să iasă în stradă fără măcar să strige ceva, făcând uz de o disperată nevoie de a se distanța de crimele lui Putin și ale acoliților săi. Deci invit pe colegii mei, pe Luciana primul și apoi pe Bogdan, să intervină pe aceste teme. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc și eu, Raluca, pentru invitație și pentru această introducere extrem de succintă, dar foarte substanțială, într-o tematică la care reflectăm generația noastră de când am reușit să avem norocul să ieșim din comunism. Suntem o generație care am trăit și o parte din comunism și pentru noi chestiuni precum solidaritate, democrație, drepturi nu sunt o chestiune care e doar pe hârtie. Înțelegem un pic altfel chestiune. Le mulțumesc foarte mult și studenților noștri de astăzi prezenți, inclusiv celor de la programul de studii de securitate de la anul 2, unde chiar tematica pe care o propunem astăzi unui public mai larg era pregătită pentru un curs întregul curs e dedicat problematicii problemelor fundamentale în securitate internațională. Pentru că astăzi, în prim plan, avem o chestiune pe care o tratăm de regulă sau o prezentăm în presă ca fiind una de securitate internațională. Ori cei care studiem chestiunile legate de securitate internațională, de relații internaționale de mai mulți ani, înțelegem că foarte bine că securitatea internațională și că relațiile internaționale nu se pot reduce doar la interacțiune între niște elite pe niște chestiuni de diplomație și eventual de armate. Nu acest lucru înseamnă securitate internațională. Securitatea vine de la, în primul rând, de la democrație, de la ce avem acasă intern. Iar astăzi aș vrea să punctez din tot ce ai propus ca tematică câteva aspecte pe care le-aș încadra în 3 tematici mai. Mai degrabă e o situare a situației în timp, în spațiu și în chestiuni identitare. Și aș începe cu observația că timpul, în modul în care percepem timpul în
interacțiunea socială și inclusiv în relațiile internaționale este unul distorsionat. Nu, deși timpul teoretic, el curge uniform, din punct de vedere al interacțiunii sociale, avem reprezentări diferite față de timp, față de istorie, față de raportarea la trecut, raportarea la prezent și raportarea la viitor. Iar acest lucru depinde foarte mult de situarea noastră într-un spațiu, de locul unde suntem și de cum ne imaginăm restul lumii, și acest lucru este foarte strâns legat de identitate. Pentru a da un exemplu care să ilustreze un pic mai bine, suntem în anul 2022, distanța între 2022 și 1989 este mai mare decât cea între 1989 și 1961, când construim zidul Berlinului, sau din 1968, când avem invazia Cehoslovaciei de către URSS. Dar nu avem percepția acestei distanțe, pentru că cu cât este mai departe în timp, cu atât ni se pare că lucrurile sunt mai apropiate în trecut și chestiunile la care emoțional ne raportăm din punct de vedere al identității, mai ales în acest spațiu, 1989-1990, este un reper esențial pentru noi ca identitate politică și pentru foarte mulți, mai ales din generația noastră și personală, este distorsionat. Avem nevoie de o narrativă, de un sens pe care îl dăm timpului și spațiului și identității pe care o ne-o creăm. Pentru foarte multă vreme în relațiile internaționale moderne, practic secolul XIX, secolul XX, a existat o narrativă, o poveste, un tip de narațiune dominantă despre identitate și despre cine suntem, cum sunt actorii în relațiile internaționale, legat de statul națiune. Nu putem vorbi de stat-națiune înainte de secolul XIX. Națiunea este o invenție a secolului XIX, care în acea perioadă a avut parțial un rol progresist politic, am putea spune, permițând unor comunități politice să obțină independență și să constituie state suverane. Proces care s-a derulat pe tot parcursul secolului al XIX-lea, o parte din secolul XX, prin dispariția apoi a imperiilor și procese de decolonizare. Însă, această promisiune progresistă a naționalismului de secol XIX nu provenea neapărat din ceea ce înseamnă naționalismul, ci din idei legate mai degrabă de liberalism, de anumite reguli, norme prin care am putea trăi împreună. În momentul în care naționalismul și liberalismul se separă ca proiect politic, începem să avem abuzuri inclusiv în state care își imaginează istoriografic că au trăit perioade democratice. Avem politici de purificare etnică, de uniformizare forțată lingvistică. Avem politici și de inventare a unor limbi naționale, de multe ori forțându-le, inclusiv în limba română. Avem o mișcare politică ce transformă limbile vorbite, dialectele vorbite și formează o limbă literară în secolul al XIX-lea. Toate aceste chestiuni sunt chestiuni politice. Dar în secolul XX, mai ales în urma ororilor celor două războaie mondiale, reușim să adoptăm la nivel internațional și în special în anumite state pe care
în lipsa unui termen mai bun, le putem numi Occident, norme care să ne permită să conviețuim împreună și dincolo de conceptul de națiune, care este unul exclusiv, în care suntem noi versus alții. Desigur, este o ficțiune, nu există puritate etnică, nu există în realitate doar identitate națională, dar proiectul politic pe care, să zicem, liberalismul global cosmopolit al secolului 20 îl propune și reușește ca în relațiile internaționale să devină dominant, ne-a salvat pe foarte mulți de la oroarea unui alt război de calibru celui pe care generațiile bunicilor noștri și parțial al părinților l-au experimentat, al doilea război mondial. Acest tip de norme, pe care le numim norme liberale în relațiile internaționale, pornesc de la ideea că identitățile noastre nu sunt atât de relevante în a interacționa unii cu alții și tocmai pentru a ne respecta identitățile fiecăruia și pentru a ne permite să ne decidem singuri drumul, este nevoie ca fiecare dintre noi să fie respectați. În relațiile internaționale, acest lucru este exprimat prin conceptul de egalitate suverană, indiferent de forma de guvernământ, de dimensiunea populației, a teritoriului. Avem o voce egală în interacțiunea internațională, suntem actori suverani. Iar acest principiu este esențial pentru securitatea internațională, pentru infrastructura, dacă vreți, de securitate internațională. Asta înseamnă, din punct de vedere practic, nu ai dreptul să intervină afacerile interne ale unui alt stat și nu ai dreptul să ocupi un alt stat. Asta ține foarte mult și de chestiunea modului în care ne reprezentăm spațiul. În mod, să zicem, tradițional, în istoria pe care ne-o reprezentăm, mai ales în manuale, vedem creșteri și descreșteri ale unor teritorii imaginate ca fiind similare evoluției unor vieți de oameni. Și modelul pe care îl reprezentăm în mod tradițional este cel al unei extinderi sau unui ideal de extindere maximă al unui teritoriu asociat unui conducător inițial și apoi acestui concept de națiune, în statul națiune. Și avem aceste chestiuni nerezolvate legate de utopii, de România Mare, Rusia Mare, Ungaria Mare și așa mai departe. Mai că astea nu au cum să existe suprapuse, automat intră în conflict. Iar acest tip de viziune în care naționalismul de tip imperialist până la urmă de secol XIX încearcă doar să acapareze teritorii și să considere că acolo este adevăratul sau este limita maximă, sau poate niciodată maximă pentru o colectivitate, vine în contradicție cu soluția pe care am găsit-o la problemele pe care acest mod tradițional de a înțelege situarea în spațiu și identitatea la nivel și de politică internă și la nivel internațional reprezintă. Atunci, ce ne păzește tocmai de abuzul și arbitrariul unor identități oricum inventate, este dreptul internațional prin care fiecare stat independent este un stat suveran. Deci nu avem dreptul să-l cotropim și fiecare stat suveran are dreptul să-și aleagă propriul viitor.
cu cine se asociază, cum se autodefinește, inclusiv în materie de limbă și istorie, și cum își reprezintă propria identitate. Ori, ce avem acum în Ucraina, din această perspectivă, modul în care ne raportăm la timpul istoric, cum distorsionăm și inventăm istoria, o istorie națională pentru a ne justifica o identitate națională și o proiectare spațială a acestei identități, vine și din faptul că avem decidenți, oameni în poziții de decizie în fostul spațiu sovietic, în special în Rusia, care au rămas închistați în această logică de secol XIX, dar și parțial datorită unor frustrări mult mai recente, frustrări legate tot de invenția unei narrative simplificate, cine-i cel bun, cine cel rău, care vine după căderea comunismului. Așa cum Raluca bine sublinia înainte, în introducere, avem de-a face în anii 90 cu un entuziasm extraordinar legat de sfârșitul istoriei, de acum totul va fi bine, va fi perfect. Ori nu era perfect, nu putea fi construită o cultură civică prin care să înțelegem de ce avem nevoie de aceste norme care ne protejează pe toți, și doar simpla bifare sau adoptarea unor norme, mimarea unor norme din Occident nu a reușit să construiască, să solidifice parcursul democratic. Și asta se întâmplă inclusiv în alte state din fostul spațiul comunist, inclusiv actuale membre ale Uniunii Europene, Polonia, Ungaria, dar și România, dar și se întâmplă și în alte state din spațiul occidental, deși este un termen extrem de problematic de folosit. Deci, până la urmă, este această criză la nivel internațional, este o chestiune pe care o avem și datorită unor conflicte de narrative, conflicte de moduri de reprezentare a locului nostru în lume, dar și consecința nerezolvării democratizării în acest spațiu și a câștigării în spațiul rusesc, al Federației Ruse, unui loc tot mai important pentru o narrativă revizionistă, răzbunătoare, pentru frustrările acumulate în acești ani de tranziție, în care în Rusia nu s-a văzut mai mult progres sau inechitatea socială este mult mai mare. Și atunci un justițiar, o figură de tip mesianic, așa cum Putin încearcă să se reprezinte acasă, o figură ce și-a trăit copilăria în momentele de glorie ale Uniunii Sovietice, care Uniunea Sovietică era respectată, dar mai ales temută, în perioada în care începem înarmarea, cursa înarmării, în special în ceea ce privește armele nucleare, este o poveste ușor de înțeles de publicul larg, extrem de frustrat din Rusia. Dacă ne uităm la opinia publică, măsurătorile legate de opinie publică, cât de bune sunt, nu prea știm, dar știm că în acest moment o mare majoritate a celor care răspund la astfel de chestionare pe care le face guvernul sunt pro-Putin. Este plauzibil, dat fiindcă știm din alte cazuri
că în situații de conflict armat, populația tinde să se ralieze alături de conducător, chiar dacă este un conducător abuziv. Deci, situația este mult mai complicată, iar partea de interacțiune internațională este, de fapt, mult mai puțin relevantă pentru soluționarea acestui caz și, din păcate, soluțiile nu sunt de pe o zi pe alta. Țin, în primul rând, de democratizare și de democratizare realmente liberală în acest spațiu. Am să Diana, închei aici, o să tocmai ca să las pe da. Bogdan să aibă timp pentru intervenție. Tocmai voiam să-ți mulțumesc foarte mult și să propun de altfel ca teme de reflexie suplimentare, deci rostogolim un pic temele. Întrebarea asta pe care tu ai formulat-o extrem de legitim și anume, în ce măsură, de fapt, vorbim sau putem vorbi de eficiența unor modele politice democratice. Asta este de adminteri o temă pe care o dezbatem în România de prin secolul XIX, cum ai spus. Deci, în ce măsură democrația ca atare poate să lupte împotriva tendințelor iliberale, că e în România, că e în Polonia, că este în Ungaria, că e în alte părți, deci să lupte folosind modele prefabricate sau altfel. Și e o întrebare absolut fundamentală, aș zice. Îl rog acum pe Bogdan Radu, lector universitar la Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Jurnalism, dar corectează-mă dacă spun greșit, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Îi mulțumesc foarte mult. Știu că a avut un program de amenajat în dimineața asta ca să fie cu noi și sunt cu atât mai recunoscătoare că și-a făcut timp. Bogdan, te rog. Mulțumesc, Raluca. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc participanților. Voi încerca să nu iau foarte mult timp. Cred că ar trebui să înțelegem că dacă vorbim despre democrație, atunci sigur discuțiile sunt foarte importante. Deci să las mai mult spațiu pentru discuții. Îi mulțumesc mult Lucianei pentru contribuția de dinainte și îmi voi permite să construiesc pe acea contribuție. În primul rând, Luciana foarte bine a surprins tot ceea ce se întâmplă zilele acestea. Și voi începe printr-un comentariu care se adresează mai ales studenților din audiență, și anume faptul că ceea ce se întâmplă chiar acum trebuie să ne reamintească permanent că distinția pe care noi uneori o facem la cursuri sau în curricule între politică comparată sau științe politice, să zicem, clasice și relații internaționale, este o distinție, nu aș spune falsă, dar o distinție mult mai fină, mult mai nuanțată. Și, practic, ceea ce se întâmplă acum ne arată faptul că lucrurile la care noi ne referim în această dezbatere, respectiv identitatea și modurile în care concepem comunitatea, evident, acești doi termeni transcend științele politice, să zicem, comparative și relațiile internaționale. Sunt doi termeni care par să aibă efecte sau să aibă influențe în ambele sfere. Voi continua, de fapt, că tocmai ce am început, prin două exemple care mă vor aduce, sper, la tematica acestui seminar sau acestei întâlniri. În primul rând, cred că este foarte important să înțelegem că și Luciana a atins puțin acest aspect, că identitatea, indiferent cum am concepe-o, este o chestiune fluidă și dinamică. Uneori este atât de dinamică încât, de exemplu, nu putem ține pasul. Și îmi amintesc că într-un proiect de cercetare acum câțiva ani, care se baza pe interviuri cu migranți români care locuiesc în Spania, am fost surprins povestind cu ei să aflu că nu au avut probleme de adaptare, deci nu și-au simțit în niciun fel identitatea amenințată, identitatea lor s-a completat frumos cu viziuni noi asupra identității dobândite în Spania, cu mențiunea că deveniseră islamofobi și rasiști. Lucruri care, sigur, era foarte posibil ei să fi fost așa de dinainte de a ajunge în Spania, doar că traiul în societatea multiculturală cumva
i-a făcut să conștientizeze, să dobândească, de fapt, o identitate de rasă, ceea ce din discuțiile cu ei a devenit aparent că nu se gândiseră în viața lor din România înainte la rasă. Deci, cumva, identitatea se poate schimba foarte mult în funcție de context. Și aici Lucian avea perfectă dreptate, are legătură și cu timpul și cu spațiul. Dacă este să mă refer la comunitate, comunitatea, evident, comunitatea este în legătură cu identitatea, dar comunitatea este foarte importantă, mai ales din perspectiva a ceea ce numim democrație liberală. Și voi continua cu un alt exemplu. Acum câțiva ani, după experiența din Spania, am avut un proiect de cercetare în cadrul căruia am organizat o masă rotundă cu specialiști în dezvoltare internațională la Moscova, care a fost toată pregătită mult timp, au existat toate confirmările. Comunitatea specialiștilor în dezvoltare internațională au fost foarte încântați de ideea noastră. Cu toate acestea, când am ajuns acolo, întrucât era înainte de vremea Zoom-urilor sau Zoom-urilor obligatorii, efectiv nu s-a prezentat nimeni din cei 10 oameni care fuseseră, care confirmaseră participarea. Și, repet, subiectul pe care trebuia să-l atingem nu era un subiect cu precădere delicat din punctul de vedere al politicii externe a Rusiei. Era un subiect care, de fapt, ar fi putut chiar să creeze o perspectivă de promovare a Rusiei ca donator în dezvoltarea internațională. Cu toate acestea, nu a venit nimeni. Și am reușit să vorbim doar cu un singur profesor de la universitate care ne-a explicat că, deși ca o comunitate profesională lumea ar fi vrut să participe, au simțit că presiunile politice, care nici măcar nu erau directe, ar fi implicat niște costuri. Și atunci nimic din chestiunea aceasta n-a funcționat. Cred că aceste două exemple sunt ilustrative pentru o parte din lucrurile pe care vreau să vi le spun. Pe de o parte, pentru că vorbim despre iliberalism și, sigur, identitate în context de iliberalism, a apărut întrebarea, mai ales în spațiul post-sovietic, referitoare la, până la urmă, ce a cauzat trendul acesta iliberal, pe care îl vedem în multe din țările foste comuniste din Uniunea Europeană, dar îl vedem și în fostele republici sovietice. Aici deja s-a scris foarte mult și, de fapt, punctul de pornire este argumentul lui Valerie Bunce de acum vreo 20 și ceva de ani, care spunea, în Europa de Est, practic, în 1989 sau începând cu 1989, nu am avut doar o tranziție spre democrație, am avut și o schimbare fundamentală a sistemului economic. Cu alte cuvinte, s-a schimbat tot. Și, evident, când se schimbă tot, acest tot nu este unitar, lucrurile nu se schimbă în același ritm, ca să revenim la argumentul Lucian referitor la timp. Și atunci există, de fapt, cercetători care s-au referit la cauzele, s-au încercat să identifice cauzele iliberalismului. Vă dau câteva exemple. De exemplu, Ivan Krastev, care este un cercetător destul de vizibil din Bulgaria, a spus că, în mare parte, tranziția democratică este cea care este responsabilă. Ea însă și este responsabilă pentru sosirea sau dezvoltarea, progresul, într-un fel, în ghilimele, al iliberalismului, pentru că o mare parte din acest proces al tranziției a fost creat pe o idee de a imita țările din Europa Centrală și de asta au imitat țări din Europa de Vest sau Statele Unite, pentru că existau acolo aproape niște blueprint-uri. Știam ce trebuie să facem, dar acest proces de imitare a creat o anumită frustrare în rândul populației. Permanent te compari cu niște țări și niște standarde la care nu reușești să ajungi. Și atunci, spune Krastev, această frustrare poate fi canalizată și instrumentată politic, astfel încât să se creeze susținere pentru mișcările iliberale. Argumentul acesta este susținut și de Petrova, care este tot din Bulgaria, care spune eminamente tranziția democratică a fost cumva inechitabilă. Au existat întotdeauna categorii care au simțit că ele nu au evoluat sau progresul lor nu a fost atât de bun ca al celorlalți. Dincolo de ceea ce s-a scris deja, și am avut și eu, m-am gândit puțin referitor la aceste cauze ale iliberalismului și cred că sunt câteva care cumva sunt foarte, foarte importante. Pe de o parte, cel puțin senzația mea, este foarte greu să demonstrez acest lucru, este că în Europa Centrală și de Est, de foarte multe ori, democratizarea a fost înțeleasă ca o schimbare economică, mai degrabă. Substanța democratizării a fost foarte mult, fie pe varianta economică, trebuie să ajungem la un anumit nivel de trai,
Și atunci schimbările au fost foarte mult axate pe asigurarea de prosperitate sau a fost o înțelegere a tranziției democratice procedurală. Trebuie să implementăm niște forme, trebuie să creăm niște cadre în care, sigur, democrația apoi poate să, în ghilimele, înflorească. Dar nu a existat o preocupare propriu-zisă cu valorile sau cu digerarea, îmbrățișarea valorilor democratice. Și atunci când a existat o preocupare cu valorile, de foarte multe ori diverse forțe politice au accentuat anumite valori. Și aici apare practic această, până la urmă, problemă legată de faptul că nu pot să susții toate valorile în egală măsură. Care sunt valorile cele mai importante? Ei bine, pentru iliberali, acestea sunt întotdeauna legate de o identitate din această cu valențe exclusiviste, deci în care nu mai încap și alții. Ca să cobor puțin de la un nivel un pic poate prea abstract și cu siguranță interesant doar pentru unii dintre noi, vreau să vă vorbesc puțin despre un proiect pe iliberalism pe care l-am implementat la noi la facultate și care a fost finanțat de Black Sea Trust for Regional Cooperation. Acest proiect, în acest proiect au existat, am fost, pe de o parte, noi, Centrul pentru Studiul Democrației de la Universitatea Babeș-Bolyai, și parteneri din Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Turcia, Ungaria și Polonia. Deci observați, țări membre UE, dar în același timp țări care unele vor să devină membre ale UE, altele nu, sau este puțin mai neclar. Și care a fost ideea acestui proiect? Ei bine, ideea a fost de a crea un spațiu virtual securizat în care cetățeni de rând, oricine, poate să scrie experiența sa legată de eventuale abuzuri pe care le percep ca fiind iliberale. Proiectul continuă și acum, dar în crearea acestui spațiu virtual securizat, care din punct de vedere al tehnologiei a fost un coșmar scump, de fapt, dar ca să putem asigura acest spațiu virtual, am înțeles că trebuie să, într-un fel, comunicăm ce înseamnă iliberalismul. Avem foarte mulți termeni în această perioadă care ne inundă: iliberalismul, populismul, extremismul. Chiar și cei din domeniu, noi știm toate nuanțele, dar uneori este dificil de explicat. Și atunci, ce am făcut în proiectul nostru? Am identificat 9 dimensiuni ale iliberalismului, prin care voi trece foarte, foarte repede, care cumva îl ajută pe cetățeanul de rând să înțeleagă dacă o anumită schimbare politică din țara sa poate fi catalogată drept iliberală și deci problematică, amenințătoare. Aceste dimensiuni sunt checks and balances, tot ceea ce se leagă, de exemplu, de acordarea unor puteri sporite unui anumite ramuri a guvernului, cumva un dezechilibru în regimul politic, în sistemul politic. Există o dimensiune economică și aici vedem chiar zilele acestea, nu, toate poveștile legate de naționalizare în Rusia lui Putin. Sigur, ele sunt cauzate pe de o parte și de o nevoie efectivă de fonduri, dar în discursul liberal apare ideea aceasta de a naționaliza, de a nu ne pierde resursele. În educație există, educația este o dimensiune foarte importantă a iliberalismului și aici vorbim de lucruri care se înscriu în sfera aceasta a guvernului sau a factorului politic care ne spune exact ce și cum predăm și mai important, ce și cum nu trebuie să predăm. A existat o întreagă problemă și există în Ungaria în momentul în care guvernul a decis că gender studies, de exemplu, ele nu sunt un subiect de studiu. Există probleme legate de alegeri. Nu știm că prin manevrarea sistemului electoral se pot crea anumite majorități. Libertatea de opinie este o altă dimensiune care trebuie luată în calcul în contextul iliberalismului. Și aici lucrurile sunt destul de evidente, nu voi insista, tot ceea ce înseamnă o limitare a libertății de opinie. Există o dimensiune internațională a iliberalismului și aceasta se leagă foarte mult de, pe de o parte, de respingerea așa numitului Occident, cum spunea Luciana, nu avem un termen mai bun, dar tot ceea ce este asociat politicii democratico-liberale cumva este respins, dar aici intră și chestiuni legate de manifestări ale naționalismului eventual revizionist, cine sunt vecinii, vecinii ne amenință și așa mai departe. Multiculturalismul, din nou, trebuie urmărit în context de iliberalism și
la fel ca libertatea de opinie, nu cred că are rost să merg în detalii pentru că este foarte clar crearea aceasta unei senzații de omogenitate sau nevoia de a crea o comunitate omogenă. Participarea politică, de exemplu, din nou poate să fie restricționată în contextul iliberalismului. Bineînțeles, vedem lucrul acesta în Rusia, nu? Deci nu există ideea de, chiar și ideea de protest devine problematică, cu atât mai mult actul în sine. Și există o dimensiune a iliberalismului care are legătură și cu politica fiscală, de exemplu, sau cu chestiunile acestea legate de cine sunt categoriile care ar trebui favorizate fiscal și cine sunt categoriile care ar trebui să fie penalizate. Doar două cuvinte vreau să mai spun. La sfârșit voi trimite pe chat linkul către platforma noastră securizată, aceasta fiind propriu zis securizată, ea poate fi accesată doar printr-un anumit browser. Voi trimite și instrucțiunile pentru cei care sunteți interesați sau cei care credeți că doriți să distribuiți acest link prietenilor, cunoscuților voștri, mai ales în contextul acestui război pe care, din păcate, îl trăim. Cred că ar fi foarte util. Noi putem, avem capacitatea să primim acele mesaje și apoi să le facem publice fără să existe niciun fel de amenințare la adresa anonimatului. Și mulțumesc încă o dată și aștept întrebări. Mulțumim foarte mult lui Bogdan Radu. Mi se pare că, așa cum a scris și pe chat, o idee excelentă și îi încurajez pe studenți să intre pe acea platformă. De asemenea, e foarte prețioasă și această listă de nouă direcții în care putem să diagnosticăm, chiar dacă nu suntem specialiști în științe politice sau în alte domenii conexe, să diagnosticăm începuturile, semnele a ceea ce înseamnă iliberalism, pentru că de multe ori suntem tentați să le trecem cu vederea, să considerăm că merge și așa, că nu e foarte grav, și să ne trezim după aceea în situații în care stricăciunile sunt atât de mari încât nu le mai putem repara în limitele acțiunii posibile pe care o avem la îndemână ca cetățeni sau ca profesori sau ca activiști sau în locurile în care suntem și putem influența politici publice sau alte tipuri de inițiativă. Și cred că deja s-au strâns foarte multe idei și sugestii atât din contribuția Lucianei cât și din cea a lui Bogdan pentru a avea o platformă de întrebări. La asta adăugăm evident și actualitatea, care este un mare semn tragic de întrebare ea însăși. Și o să invit în primul rând, spun din nou treaba asta, în primul rând pe studenți să îndrăznească să pună întrebări, să suntem ca și cum am fi la un curs, suntem între noi și vă rog să știu că sunteți câțiva și din anul 2 și din anul 1 care întotdeauna ați contribuit foarte, foarte semnificativ la discuțiile și din cursuri. De asemenea, îi invit și pe ceilalți participanți care s-au conectat să intervină, ridicând mâna virtuală cel mai bine, că suntem cel mai vizibili în felul ăsta. Văd că Teodora Poștă e deja cu camera deschisă, nu știu dacă nu cumva o agresez un pic, o mă adresez în primul rând, dar v-am văzut că v-ați deschis camera și sunteți una dintre studentele care întotdeauna aveți intervenții și întrebări extrem de pertinente și legitime. Așa că dacă nu îndrăznesc prea mult și nu sunt prea intruzivă, o să vă întreb dacă aveți întrebări sau comentarii sau gânduri pur și simplu legate de ce se întâmplă în contextul acesta. Teodora. Da, păi cred că suntem mai mulți colegi care și-au pornit camera, atât doar că nu ne vedem pentru că suntem mai mulți și fereastra e în mod de prezentare și probabil că de aceea nu ne vedem. Aveam o întrebare pentru domnul Radu Bogdan, dacă exista și o dimensiune legată de mass media a iliberalismului, care ar putea fi poate inclusă în educație, pentru că foarte mulți oameni își preiau informațiile din mass media în principal. Mulțumesc, Teodora. N-am vrut să vă țin mai mult, pregătisem o chestie cumva mai elaborată. Am discutat și noi cu partenerii chestiunea legată de mass media, dar de fapt credem că
mass media este o dimensiune perpendiculară pe toate celelalte nouă dimensiuni. Cu alte cuvinte, influențează toate celelalte dimensiuni. Tot ceea ce înseamnă dezinformare și fake news, practic poate, nu poate, contribuie cu siguranță la dezvoltarea sau la creșterea iliberalismului. Pe de altă parte, dacă tu propui ca mass media în sine sau activitatea mass mediei să fie o dimensiune a iliberalismului, cred că putem vorbi despre acest lucru, mai ales în ceea ce ține de restricționarea libertăților sau drepturilor jurnaliștilor, lucruri pe care le vedem zilele acestea, așa, din păcate, direct. Dar mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și mulțumesc și eu și profit acum de întrebarea foarte, foarte legitimă a Teodorei și de răspunsul lui Bogdan pentru a o ruga pe Roxana Dascălu, care a lucrat an buni la Reuters în anii cei mai fierbinți ai începutului tranziției democratice și care ni s-a alăturat din Franța, unde locuiește actualmente, să ne spună câteva cuvinte despre felul în care privește problema liberală și din raportul cu presa și în raportul cu libertatea de expresie. Roxana Dascălu, vă rog. O să vă rog să vă deschideți microfonul ca să vă și putem... Cum auziți? Perfect, mulțumim. Bun, sper să nu fie microfonia, că sunt 2600 km distanță. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Franța întâi. Aici să privim ce se întâmplă în Ucraina de la distanță, cu dezbateri însă foarte aprinse pentru consecințele conflictului Rusiei, a invaziei Rusiei și a amenințărilor lui Putin asupra economiei Franței, asupra buzunarelor francezilor, asupra tendințelor care există și în societatea franceză spre, hai să spunem, iliberalism, aș spune spre extremism. Și am să vă dau un exemplu. Acum, pe 10 aprilie, va fi primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța. La ora actuală, în sondajele de opinie, Macron, actualul președinte și candidat, conduce cu 30% din opțiunile pentru votanților, să spunem, exprimate. Ce este însă îngrijorător este o ascensiune a dreptei, extremei dreapta, a dreptei tari din Franța. Vorbesc de partidul lui Marine Le Pen, care e creditată cu 16%. Dacă adunăm la asta 14% pentru Eric Zemmour, cu Reconquista lui, cu noul său partid, un candidat iliberal pro-Putin, care câștigă foarte mult în rândul tineretului francez pentru că împinge sentimentul național, este anti-islam și împinge acest sentiment național al străinului, al terorismului, al imigranților foarte tare, al fricii induse în inimile mai ales ale tinerilor, ale oamenilor cu condiții de educație mai precară, care nu au acces la Facebook, să spunem, sau la rețele de socializare sau la mediile de informare franceze. Ce vreau să notez, deci asta este despre Franța. Nu este un achi, democrația nu e un achi și liberalismul nu este un achi pentru țările care au ieșit din comunism, dar nu este un achi și pentru țări mult unde democrația are mult mai lungă tradiție. Deci este un pericol. Lângă Paris, apropo de media și de întrebarea pe care a pus-o doamna studentă, domnișoara studentă, lângă Paris există un sediu foarte mare al Russia Today la Bihancourt. Russia Today nu are o audiență extraordinară în Franța, dar ei, în momentul în care s-a făcut acel convoi pentru libertate pe model canadian spre Paris și spre Bruxelles, au încercat, ei încearcă mereu, Russia Today e plătită de guvernul rus, deci de Putin,
să întărească foarte mult, să destabilizeze în primul rând guvernul actual care este de centru al lui Macron, să spunem un centru, n-aș putea să spun că e de dreapta sau de stânga, pentru că are și miniștri de dreapta și miniștri de stânga în guvern. Nu sunt macronistă, deci sunt neutră din punctul ăsta de vedere, nu fac propaganda electorală. Deci asta este despre Franța. Este un pericol, așa cum e pericol în Germania cu AfD-ul, așa cum e pericol în Austria. Citeam recent că fostă ministră de externe a Austriei este plătită de Rosneft și am văzut fotografiile în diprese, în presa austriacă, cu ea dansând în brațele lui Putin la nunta ei, cu Putin invitat la nunta ei. Eu conduc acum din Franța o nouă publicație care are fact-checking, noi luptăm împotriva fake news-ului, avem o rubrică de fact-checking în care punem știri, arătăm care sunt știrile false, scriem despre războiul informațional, despre atacurile cibernetice. Am o echipă de 10 oameni din România și un colaborator tot ziarist de la Londra și unul de la New York. Pentru că am lansat acest proiect, Santinela se numește, l-am lansat în ideea, nu știam că va fi un război când l-am lansat acum o lună și ceva, că va veni și războiul peste noi. L-am lansat tocmai în ideea de a apăra valorile esențiale ale statului de drept, ale democrației, valorile liberale. Cam atât. Roxana Dascălu, vă mulțumim foarte mult. Aș remarca, v-aș ruga de altfel dacă puteți să puneți tot așa pe chat eventual un link la acest proiect pe care l-ați pus pe picioare. L-am văzut când l-ați demarat și l-ați anunțat. Pe de altă parte, aș profita de ocazie ca să le spun mai ales studenților că ați publicat și o carte extraordinar de interesantă care se numește Cronici din Est la editura Vremea în 2020 și că aici vă povestiți experiențele extraordinare în calitatea noastră de jurnalist la Reuters mulți ani după 1989. E o contribuție, cred eu, fundamentală și pentru o istorie a tranziției românești și a tranziției presei, care a învățat într-un fel chiar și cea occidentală din mers să stăpânească și să acopere din perspectivă a jurnalismului de bună calitate această zonă atât de dificilă. Și e o expertiză care aș spune că și astăzi uneori se simte că lipsește în anumite instituții de presă, chiar uneori remarcabile. De aici avem o sursă extraordinară și de gafe uneori și de greșeli. Deci este cu atât mai util să vedem un pic și din această carte ce înseamnă, de fapt, jurnalismul de calitate și jurnalismul informat, plus o experiență extraordinară legată de acei ani extrem de tumultoși. O să mă uit un pic și la... Uitați, dacă cine vrea să preia de pe chat, Roxana Dascălu a pus deja link-ul. O să preiau acum și de pe chat o întrebare a unui student care este în anul întâi la studii de securitate și care întreabă, o să vă rog pe amândoi, Luciana Bogdan, care întreabă, puteți să vedeți, cred, dacă lupta aceasta pentru identitatea națională a ucrainenilor poate duce la învingerea armatei rusești. Vă întreabă Laurențiu Prozoran, student în anul întâi la studii de securitate. Mulțumesc mult! Mulțumim pentru întrebare. Aș spune că nu. Nu așa. De ce? Când e vorba de a crea o identitate politică, este vorba și de a crea o narrativă țiune politică. Ori timpul națiunilor a trecut, în sensul că am moștenit într-un fel sau altul niște granițe. Și asta este marele câștig al sistemului de drept internațional de după cel de-al doilea război mondial. Astea sunt bune, proaste cum sunt, așa am putea fi revizioniști oricând. E important să le respectăm. Asta înseamnă un stat suveran.
și să avem dreptul să ne construim o identitate care e nu numai pe baze naționale, este pe niște valori, se bazează pe niște valori. Vrem să-i omorâm pe alții, este asta o valoare în naționalism? Asta este permis, de exemplu. Nu sunt de-ai noștri în situațiile extreme, sau îi purificăm, ne purificăm etnic, că nu suntem arieni suficient de mulți. Deci, acolo poate duce naționalismul. Deci, din acest punct de vedere, în niciun caz nu trebuie să cădem în capcana întinsă de Rusia lui Putin și de Putin, încă o dată subliniez, nu este vorba de toți rușii, nu este vorba de Rusia din punct de vedere cultural, e vorba, în primul rând, de un regim totalitar, realmente, în care teroarea îi face pe oameni să nu reacționeze, iar cei care au curajul, nu sunt puțini, sunt trimiși în închisoare, inclusiv copii. Deci, din punct de vedere al narativei, nu trebuie să cădem în capcana aceasta. Ucraina este un stat independent, dincolo de faptul că este și o națiune independentă. Nu trebuie negat lucrul ăsta. Ori Putin, tocmai asta, zice, în Ucraina practic nu există și o putem invada pentru că Ucraina sunt tot niște ruși. Nu. Ucraina este un stat independent și nu sunt numai ucrainieni. Este și ideea de ucrainian, de român, este o ficțiune. Suntem atât de diversi oricum și este o ficțiune, v-am spus, de secolul XIX. Și o ficțiune în care nu trebuie să rămânem. Putem fi mult mai mult și este o alegere până la urmă. Suntem oricum un amestec din diverse zone, e imposibil. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu. Dacă transformăm discursul într-o luptă pentru identitatea națională, suntem pierduți. Deci, niciun caz, pentru că putem reveni la niște logici complet contrare principiilor care ne pot salva. Și de asta e foarte bine că avem și exemplu mai nuanțat de ce se întâmplă și în Franța. Democrația este o alegere de fiecare zi și ideea democrației ține foarte mult de ce valori avem și în fiecare zi. În niciun stat nu vom avea numai cetățeni democratici. Democrația, tocmai de asta, este o alegere de fiecare zi, tocmai pentru că avem oameni care, din neștiință, din temere, pot avea acțiuni nedemocratice. Iar în toate statele, inclusiv cele democratice și în statele Uniunii Europene, avem astfel de discursuri și instrumentalizate politic. Și o singură idee aș vrea să mai subliniez. În România avem acest pericol care este de multă vreme și vine din discursul anticomunist. Pentru că discursul anticomunist în România nu este neapărat unul de susținerea valorilor democrației liberale la toată lumea. Și această confuzie trebuie clarificată. A fi pro-democrat este împotriva unui autoritarism și totalitarismului, dar pot exista dictatori anticomuniști și pot exista manifestări în spațiul public care invocă valori anticomuniste, fiind în același timp complet iliberale. Și negarea posibilității dialogului, pluralității de idei în numele anticomunismului este un pericol extrem de mare și care ne poate duce tot într-un sistem autoritar. Deci, în niciun caz, nu trebuie să cădem în capcana, aceasta a identităților naționale și a anticomunismului. Mă opresc aici ca să mai răspundem și la alte întrebări. Sunt de acord cu ce a spus Luciana. Cred că aceasta poate fi o capcană. E o chestiune păguboasă. În același timp, nici nu aș vrea să se înțeleagă că este ceva greșit cu identitatea națională. Evident, nu este nimic greșit cu ideea în sine de identitate națională. Ceea ce este într-adevăr greșit este o instrumentalizare politică, așa, pe steroizi a identității naționale, care de cele mai multe ori accentuează niște chestiuni care fie sunt dubioase istoric, fie nu sunt dubioase istoric, dar sunt doar niște chestiuni din istorie. Cu alte cuvinte, identitatea aceasta națională este mult, mult, mult mai complexă, ea este dinamică, ea este contextuală. Vă dau doar un exemplu.
Dincolo de aspectul etnic în Ucraina, avem aspectul religios. Ori, Ucraina este o țară cu un aspect, cu un peisaj religios destul de complicat, cu greco-catolicii la vest, cu feuda dintre bisericile, cele două biserici ortodoxe, cea care merge în continuare cumva aservită Moscovei și cea oarecum mai națională, dacă e să spunem așa. Deci identitatea aceasta națională este într-o permanentă formare și reformare. Ca să aibă cumva mai mult impact pentru situația noastră, gândiți-vă la modul în care ne simțim acum ca români după ce suntem membri în Uniunea Europeană sau în zilele acestea chiar membri NATO și ce însemna să ne simțim români, nu știu, în anii 70. Chiar în anii 70 nici eu nu știu ce însemna, dar să zicem în anii 80 și ceva. Deci lucrurile sunt mult, mult mai dinamice și mult mai contextuale și atunci cred că într-adevăr este periculos să cădem în varianta aceasta monolitică. Pentru identitate națională fac orice, pentru că în continuare este neclar și este oscilant ce este această identitate națională. Mă opresc. Mulțumesc mult, Bogdan și Luciana. Într-adevăr, e periculos să cazi în tentația asta identitară, tocmai pentru că, așa cum am încercat cu toții astăzi să sugerăm, e la fel de periculoasă ca și alte tentații din lista aceea de nouă pe care de altfel Bogdan le-a enumerat pe categorii. O să încerc întâi să dau acum să dau citire și să fac o mică sinteză a întrebărilor care au curs un pic pe chat și pe urmă o să-i dau cuvântul și Alinei Caluf, studentă în anul 2 la SSL, care a ridicat mâna, deci să fie liniștită că o să aibă ocazia să intervină. Deci avem două, trei întrebări aici pe care încerc să le comasez. Sanda Cabari și Ioan Micu se interesează de consecințele sancțiunilor UE asupra economiei rusești. Bun, nu e neapărat în subiectul propriu-zis al liberalismului pe care îl discutăm acum, dar poate că încercăm să le dăm un mic insight, o mică perspectivă legată tocmai de chestiunea totalitarismelor și a dimensiunii economice și a iliberalismului, așa cum ea a fost definită. Și deci asta e o întrebare, mă rog, un calup de întrebări. Și mai avem aici, bun, o altă întrebare tot de Sanda Cabari adresată, de cât timp va avea nevoie Ucraina să-și revină. Aici cred că am avea nevoie de un bol de cristal, ceea ce cred că niciunul dintre noi nu are. Deci, din păcate, nu cred că în urma acestui război care nici măcar nu s-a terminat și nici nu știm exact când se va termina și cum. Putem numai să constatăm deja uriașele distrugeri pe care armata rusă le face în Ucraina și asupra oamenilor și asupra orașelor și să constatăm, pe de altă parte, că încep să moară în mod suspect și niște generali ruși care se trezesc să se plimbe noaptea în câmpurile minate, în mod foarte curios. Deci sunt tot fel de fenomene. Deci astea ar fi primele seturi de întrebări. După aceea, foarte rapid, însă că ne apropiem, mai avem 20 de minute din întâlnirea noastră, Alina Caluș și Andrei Bocioacă se pregătesc. Vă rog, Bogdan, Luciana. Pe Bogdan l-am pierdut din vedere. A, da, e acolo. Nu-l vedeam. Da. Luciana, poate vrei să... You go ahead. Hai să mai luăm și alte întrebări, că cred că unele sunt legate... Bun, atunci haideți să o vedem și pe Alina Caluf. Mulțumesc, sper că mă aud. Da. Cum trebuie. Mulțumesc că, în primul rând, că mi-ați dat cuvântul și sunt onorată că sunt aici. În al doilea rând... Eu sunt foarte axată pe ceea ce spune mass media, în sensul că la ceea ce vedem noi în momentul de față, cu referitor la ce a spus doamna Dascălu, este foarte greu să-ți dai seama de ce este fake news și ce este cu adevărat știrea. Pentru că chiar și sursele pe care noi le credem credibile pot să fie fake news. Și ce putem noi să facem, cum putem noi practic să discernem acest lucru, astfel încât să ne dăm seama că informația pe care noi ne-am
însușit-o, este o informație veridică, autentică, reală, nu o încălcitură de elemente care tind spre dezinformare. Mai ales pentru că, din câte știu, Parlamentul European, Comisia Europeană, instituțiile europene au încercat să creeze o comunitate și un stâlp de element astfel încât să dezbine acest lucru, încât să putem să trăim într-o democrație a adevărului, pot să spun. Și cum, și altă întrebare pe care eu aș vrea să o pun în discuție este cum putem noi, la nivel micro, noi, societatea civilă, practic, să ajutăm democrația să progreseze. Mulțumim. O să, foarte rapid, cred că o să-i rog și pe Andrei Bocioacă și pe urmă Flavia Drăgoianu să adreseze și întrebările. Pe urmă urmează, dorește și Roxana Dascălu să mai intervină un pic, dar haideți să luăm întrebările întâi studenților și să încercăm să răspundem după aceea rapid și apoi vedem ce timp ne mai rămâne. Ok. Bună ziua și mă bucur să fiu prezent astăzi alături de dumneavoastră. Voiam să adresez o întrebare referitor la care este impactul asupra societății în urma lipsei de cultură politică la care se rezumă societatea în zilele de astăzi, pentru că, cel puțin în cazul României, mă gândesc că populația 90%, să zicem, mai mult de... nu prea are o cunoștințe în acest domeniu și iau de bună maxim istoria de ultimii 70 de ani, cam atâta se rezumă la istoria, și nu au modele după care să se ghideze prea multe. Și ei doar atât au avut parte ca și informație și modele, spre exemplu, în mod trist, aș putea spune, cred că cel mai bun președinte pe care l-a avut România până în momentul actual nu este din zona democrată și nu n-au avut lumea un reper ca înainte de anii, în perioada interbelică. Au avut doar acel model totalitar sau democrat, dar care e o democrație disfuncțională. Și pe baza asta își prinde rădăcina un curent naționalist în zilele de astăzi, mă gândesc. Ok, mulțumesc foarte mult, Andrei Bocioacă. Și Flavia Drăgoianu, vă rog. Sigur, aș fi vrut să întreb oarecum, se vorbea la un moment dat despre militarizarea Uniunii Europene, despre crearea unei armate internaționale. Acest proiect, să-i spun așa, nu a trecut mai departe, dar mă întrebam, a rămas totuși posibilitatea și mă întrebam în viitoare conflicte dacă această idee ar putea să fie utilă, ce considerente există în privind acest lucru. Și legat de ce a spus colega mea, Mariam Calouf, există un site destul de recent, se numește Factual, care verifică toate declarațiile, fie politice, legate de sănătate și așa mai departe. O să-l pun în chat pentru cei interesați și, din câte știu, este singurul astfel de fact-checking, site de fact-checking din România până acum. Din păcate este doar pentru declarații, sper că la un moment dat o să fie abordate și mai multe subiecte. Oricum, o inițiativă foarte, foarte bună. Mulțumim foarte mult, Flavia Drăgoianu. Scurt, Luciana și Bogdan, ce puteți să... deci avem un calup, dar cred că putem să le comprimăm un pic. Absolut. Cred că cea mai importantă chestiune aici este cum recunoaștem cine are adevărul.
Și cred că aici, dincolo de faptul că alții încearcă să găsească și să verifice anumite informații, precum e factualul, și alții pot greși. Deci trebuie să avem niște principii care ne ghidează. În primul rând, trebuie să vedem de ce ni se livrează acea informație. Deci nu care este informația, ci cine sunt autorii. Și aici nu vorbim punctual cine este autorul unui articol, ci cine își asumă responsabilitatea publicării și în ce scop. Deci cui aparține trustul respectiv de presă, site-ul respectiv, există această informație? Deja dacă nu avem informație despre cine sunt cei care întrețin acel site și care este rolul, sunt jurnaliști sau cum își verifică informația? Deci, în primul rând, trebuie să ne raportăm la cine sunt autorii și care e motivația livrării de conținut, indiferent de conținut, pentru public și ce fel de public. Asta e primul lucru. Al doilea aspect este legat de verificabilitatea conținutului. Nu mergem pe o singură sursă și încercăm să vedem surse care pot fi trase la răspundere, care pierd din reputație dacă nu verifică datele. Deci datele trebuie verificate. Deci, în primul, dacă avem măcar aceste două principii cu care judecăm orice informație pe care o primim, deci de unde o primim, care sunt autorii care își asumă publicarea, îi recunoaștem. Dacă sunt anonim, deja avem o mare problemă. În majoritatea cazurilor există excepții. Și a doua chestiune legată de verificabilitate și din alte surse, inclusiv când mi se spune ceva, să pot să mă duc la datele respective, să pot, dacă măcar astea două sunt îndeplinite, atunci pot să am o posibilitate să mă apăr de fake news. Nu este imbatabil, dar este esențial. Și am să închei aici ca, tocmai ca să fie un pic mai mult timp și pentru alte reacții. Da, foarte pe scurt și de la mine. De factual știam și eu, dar cumva toate aceste, sigur, platformele care ne ajută să identificăm fake news-urile sunt importante. Pe de altă parte, cred că și mai importante sunt niște metode sustenabile. Eu lucrez în câteva proiecte care se ocupă cu educație media și se pare că variantele cele mai câștigătoare sunt acelea în care educația media apare ca un subiect obligatoriu, ca o disciplină obligatorie la școală, mai ales atunci când este predată din perspectiva valorilor și comportamentelor democratice. Cu alte cuvinte, detectarea de fake news trebuie predată în așa fel încât să se înțeleagă pericolul pe care această dezinformare îl prezintă pentru dezvoltarea democratică. Și atunci, practic, ar fi ca un fel de modul din acesta care are de-a face cu educația media, dar și cu educație civică. Referitor la întrebarea cu lipsa culturii politice, tot așa foarte scurt, sau lipsa culturii politice datorită lipsei unei experiențe democratice în memoria recentă, voi reveni la primele lucruri pe care le-am spus acum 30 de secunde, și anume faptul că tot în educație stă cheia. Nu există așa o soluție rapidă, nu există educație rapidă, un crash course despre democratizare, oricum prea puțină lumea ar fi interesată. Dar educația axată pe valori, cred că este cea mai importantă. Noi am făcut un studiu acum câțiva ani în departament, probabil știți, la momentul respectiv a făcut destul de multă vâlvă, unde, prin care măsuram practic valorile politice ale elevilor, profesorilor și părinților, parcă și părinți, nu sigur, dar profesori cu siguranță, și concluziile studiului erau că, din anumite puncte de vedere, în anumite circunstanțe, profesorii erau mult mai naționaliști și mult mai intoleranți decât elevii. Câte vreme nu există un set de valori pe care efectiv îl lucrăm în școli, nu ne facem că îl lucrăm sau rămâne undeva așa, ne mai referim din când în când la el, până nu există atașamentul față de aceste valori, lucrurile nu au cum să progreseze. Mulțumesc mult de tot. Luciana mai vrea două chestiuni să introducă și pe, mă rog, Sana Dascălu. Apropo de întrebările legate strict de Ucraina și de militarizare, este foarte periculos dacă mergem pe drumul militarizării. Este fix în logica proputinistă care ne duce la,
la conflict și la identități care permit deja să ne omorâm între noi. Ori ceea ce ne-a ținut în siguranță a fost tocmai demilitarizarea și respectarea unor reguli. Și apropo de sancțiunile economice, e foarte important să înțelegem că sunt și alte mijloace de a rezolva astfel de conflicte. Sunt costisitoare pentru toată lumea, dar este mult mai puțin costisitor decât ce ne-ar putea paște în cazul în care un astfel de conflict se extinde și începem să ne omorâm între noi. Până la urmă, este o întrebare și despre cine vrem să fim. Valorile democrației liberale sunt despre faptul că vrem să fim fiecare din noi respectați, respectându-i pe alții. Și atunci nici ideea de a ne omorî unii pe alții nu mai este compatibilă cu aceste valori. Foarte bine spus, aș zice, și esențial pentru definirea unei democrații liberale, în contrast cu liberalismele de tot soiul. Roxana Dascălu, voia să mai adăugați două cuvinte. Vă rog. Să vă deschideți microfonul. Să vă deschideți microfonul. Mă auziți? Ok. Aș vrea să adaug ceva, I beg to differ, în ceea ce privește identitatea națională și naționalismul. Da, naționalismul este periculos. Eu fac o distinție între patriotism adevărat, a fi patriot, și naționalism. Noi suntem state, secolul 20 a fost secolul națiunilor. Secolul 21, nu știu ce secol va fi, deocamdată a început cu război. A existat o politică foarte mare a Uniunii Sovietice de deznaționalizare a republicilor componente, a etniilor componente. Românii din Bucovina, și mi-e drag subiectul acesta, mi-e la suflet, am fost acolo acum 30 de ani, la Fântâna Albă, unde există o groapă comună, un catân românesc, unde 3.000 de oameni, bărbați, femei, copii, au fost omorâți în aprilie, în Paște, de Paște, când veneau într-o procesiune din Uniunea Sovietică atunci, Ucraina acum, înspre să treacă granița la Siret, pe Siret, în România, în siguranță. Și gândiți-vă la ucrainienii care merg acum, sunt foarte emoționată, fug din Ucraina în siguranță în România și în Polonia. Și au fost uciși. Și acolo am întâlnit oameni. Am fost în 92, exact acum 30 de ani acolo, pe granița de pe Siret, în satele din Ucraina, care își declarase independența în decembrie 91. Deci iată că ei n-au avut decât 31 de ani ca să-și creeze o națiune și un nation building și o identitate națională. Și am întrebat pe oameni: ce sunteți, bucovineni? Și mi-a spus: nu, doamnă, suntem români. Asta n-am întâlnit în Basarabia, în Moldova, în Republica Moldova. Acolo toți sunt moldoveni și vorbesc limba moldovenească majoritatea. Deci identitatea a fost distrusă de ruși în Moldova, identitatea națională. Sunt puțini români moldoveni care, deși au poate pașaport românesc, se consideră români și că vorbesc limba românească. Deci eu nu văd o caducă un naționalism, un patriotism și o identitate națională pentru tinerele națiuni care s-au desprins din fostul lagăr sovietic, din fostul Imperiu Sovietic. Văd însă un pericol de iliberalism care vine tot vântul bate de la Moscova, și o să închei aici. Iliberalismul și autoritarismul vine de acolo și pericolul vine de acolo, dintotdeauna. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Înainte să mai las pe Luciana să mai spună două cuvinte, o să introduc și o remarcă pe care mi-a trimis-o Octavian Manea, pe care îl salut, și care sugerează și un alt element de introdus în această ecuație a identităților, a naționalismelor versus națiune. E drept că asta este o distinție pe care o mai facem conceptual vorbind, distinția dintre patrie, națiune, vorba aia, începem de la renașterea italiană să vorbim despre treaba asta.
ideea de frățietate, de națiune, sunt teme care după aia apar la 1848. Deci, da, trebuie pe de altă parte, cred eu, să fim foarte prudenți în legătură cu utilizarea și exploatarea lor acum. Pentru că acesta, așa cum ne spune și Octavian Manea, să ne gândim la sloganul care a cucerit inimile, mințile și discursurile politicienilor de pe tot globul, Slava Ucrainii, cu care își începe și își termină discursurile Boris Johnson și alții, și care evident că este un slogan mobilizator și foarte, foarte util în vremurile acestea, dar pe de altă parte trebuie întotdeauna să ne gândim care este, ce rămâne după aceea în mințile și în modul în care modelele acestea democratice se configurează după aceea. Luciana, dacă vrei să spui două vorbe și trebuie să ne cam pregătim să încheiem. Chiar de încheiere, fix exact de spații, identitate și timp, tocmai pentru a fi un pic rotunzi la ceea ce am povestit. Până la urmă, ideea de identitate colectivă este necesară pentru a fi împreună, dar ea poate fi construită în nenumărate feluri și nu este neapărat exclusivă. Dacă suntem români, putem fi și ucrainieni, și europeni, putem fi și iugoslavi, și sârbi, putem să fim și, până la urmă, doar oameni. Deci, chestiunea identității colective în statele moderne nu este una bazată exclusiv pe identitate etnică în niciun caz. Dar, apropo de chestiunea terminării unui conflict și a rezolvării unor astfel de probleme, inclusiv a excesului de istorie pe care îl avem în zonă prin invocarea unor identități de tip etnic și uneori și rasial, poate fi rezolvată. Dar așa cum Paul Ricoeur ne amintește, pentru a rezolva o atrocitate și în memoria colectivă, pentru ca ea să nu mai genereze ulterior alte conflicte, inclusiv identitare, sunt două elemente esențiale în istorie. Cererea iertării, deci fără ca un agresor să-și ceară iertare și să plătească și să fie o plată reală, o cerere de iertare adevărată, nu poate exista pace. Și al doua chestiune este ca aceasta să fie și acceptată și apoi faptele uitate. O astfel de traumă în care omorâm copii, grădinițe, bombardăm civili care stau la coadă, la apă și mâncare, este deja o traumă. Va fi foarte greu, în primul rând, să găsim puterea să cerem iertare, pentru că și noi suntem vinovați pentru că am ajuns în acest moment în care lucrurile au degenerat în acest fel. Și mai ales ca astfel de traume să fie și uitate. E nevoie de generații. Chiar dacă militar, poate sperăm și mâine, se oprește acest conflict. Atât. Mulțumim, Luciana. Am încă două intervenții. Acum, spre sfârșit, întotdeauna se animă lumea. Alexandru Lăzescu și după aceea Brândușa Armanca, care îi mulțumesc foarte mult, o salut și îi mulțumesc foarte mult că a găsit timpul și ea să se conecteze. Deci, Alexandru Lăzescu, vă rog. Da, Raluca, voi fi foarte scurt. Sigur că noi intrăm într-o epocă în care totuși ne întoarcem la realitatea politică din secolul al XIX, în ciuda faptului că am tot fugit de ea și am sperat că scăpăm de lucrul ăsta. Și din această perspectivă am foarte două scurte observații. Aș pleca. Prima observație, una cu care și începe Niall Ferguson, un articol din Spectator, în care spune că una din marile greșelile a fost faptul ca Occidentul să creadă că poate împiedica agresiunea, războiul, doar făcând negocieri și discuții. E clar că fără hard power nu poți face nimic. Europa s-a iluzionat cu această idee și mă uitam la reacția fostei ministre apărării din Germania, care spunea că nu își poate ierta faptul că am fost atât de naivi ca să ignorăm toate aceste semnale pe care de fapt
Vladimir Putin le trimite încă din 2007 și acum trebuie să ne uităm și ce se întâmplă în Asia. Asta era o primă observație. A doua, totuși trebuie să înțelegem forța, ideea asta de a ne juca cu identitatea conține pericole. Credeți că fără această, într-un fel, și aici aș fi de acord cu ce spune Timothy Gardenaș în Guardian, că de fapt ce vedem acum în Ucraina e că de fapt se construiește o identitate, cum spune el, cu sânge, sudoare și lacrimi. Și de fapt, fără această identitate care îi mână până la urmă în luptă, această rezistență absolut admirabilă, nu cred că se întâmpla, rușii nu cred că ar fi avut tipul acesta de rezistență. Și închei spunând, aducându-vă în minte ce se întâmpla în perioada războiului rece, prin comparație cu ce vedem acum în Ucraina, când sute de mii de oameni defilau în Germania strigând mai bine roșu decât mort. Deci povestea asta cu valorile, cu asta trebuie să are se lovește de fapt de niște realități geopolitice și care țin până la urmă de natura umană, de dorința de a avea totuși o identitate reală, pentru că altfel suntem, adică există acest pericol, fără a ignora și pericolele asociate, după cum am văzut, de fapt, în secolul al XX-lea, acestor excese de tip naționalist, dar trebuie să avem în minte astfel de lucruri. Gata, termin aici. Mulțumesc pentru găzduirea acestei reacții. Mulțumesc foarte mult, Alexandru Lărescu. Aș îndrăzni să completez cu o observație care se leagă și de intervenția precedentă a Roxanei Dascălu, care a trebuit să se deconecteze, și anume că ceea ce se întâmplă în Ucraina astăzi nu știu cât are legătură cu roșu sau neroșu, dar cred că are legătură foarte mult cu ceea ce URSS-ul și Stalin, în mod special, a făcut deja, i-a făcut Ucrainei. Pomodorul este toată foametea din Ucraina este încă vie în conștiința, nu a celor care trăiesc acum, dar în conștiința acestei țări și acestui popor. Și cred deci că dacă există un inamic public, ca să zic așa, identificat acum, Putin a făcut o misiune foarte ușoară lui Zelenski, propunându-se de fapt ca un continuator al politicilor de deznaționalizare și de ucidere, de genocid pe care le-a inițiat Stalin cu vreo 90 de ani, 80 de ani înainte. Brânduș Armanca. Mult mulțumesc și salut pe numeroșii studenți care sunt aici și pe toți participanții. Vedeți cum se joacă guvernele autoritariste cu identitatea. Știți că am locuit 6 ani în Ungaria, am condus Institutul Cultural Român de acolo, dar din 2006 până în 2012, când am plecat, am resimțit, deși sigur noi eram acolo într-o misiune culturală, am resimțit o schimbare serioasă de direcție și am văzut cum anume identitatea maghiarilor este jucată de Orban, care prindea tot mai multă putere, într-o formă care a ținut, și anume o idee paseistă în care o Ungarie strălucitoare, iată, a fost deposedată, cu foarte mare accent pe școli. Deci copiii din Ungaria sunt organizați și duși sistematic pe teritorii care sunt considerate ale Ungariei. Acolo li se arată că, iată, aceste teritorii au fost ale noastre, avem dreptul asupra lor. Deci, iată, educația în această privință este extrem de accentuată pe identitate. Sigur că e o identitate paseistă. Dar ce mă îngrijorează cel mai mult este faptul că avem și în Ungaria, țară a Uniunii Europene și a NATO, un scurt circuit mediatic, sigur nu e identic cu cel din Rusia, dar selecția informațiilor, inclusiv despre război, este majoră. Eu urmăresc, pentru că cunosc limba, urmăresc presa maghiară și mi se pare că simt distorsiuni. Vă dau un foarte mărunt exemplu care ne privește. În momentul în care
Ungaria a hotărât că refugiații din Ucraina care intră mai întâi în România, apoi se îndreaptă către granița ungară sau către aeroportul din Budapesta pentru a merge mai departe, acest lucru nu a fost comunicat oficial, iar presa n-a scris nimic în Ungaria despre el. A fost o informație cu circuit închis, doar între reprezentanții frontierelor, un fel de circulară, dar i-a pus pe ucraineni într-o situație îngrozitoare, adică să se pomenească condiționați de pașaport electronic și de multe condiții Schengen pentru a trece în Ungaria din România. Nu aceleași condiții erau când treceau din Ucraina în Ungaria direct, pe la granițele lor. Deci, iată, iliberalismul se joacă cu identitatea, se joacă cu informația, adeseori știu foarte bine să se joace cu aceste lucruri și atunci valorile rămân undeva secundare. Mă tem de această țară mică și foarte harnică și cu oameni foarte, nu știu cum să spun, deci foarte disciplinați cumva, fiindcă educația lor este de acest fel. Mă tem pentru viitorul lor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Brândușa Armanca, și pentru această privire extrem de introdusă în ce înseamnă, de fapt, și ce a însemnat parcursul acesta al escaladării iliberalismului într-o țară ca Ungaria. E cu atât mai important să le spunem studenților noștri că lucrurile astea se pot întâmpla într-adevăr sub ochii noștri și de aceea fundamental este să învețe să detecteze toate aceste semne. Mă bucură că întrebările lor au fost îndreptate în această direcție. O să invit acum pe Bogdan, în primul rând, și pe urmă pe Luciana pentru final statements, ca să zic așa, pentru mici cuvinte de încheiere. Bogdan, te rog. Mulțumesc frumos, promit să fie chiar mici. Iliberalismul, mulțumesc doamne Armanca, iliberalismul se joacă într-un mod murdar cu identitatea, dar până la urmă cred că problema aici se leagă și de faptul că nu cred că există suficientă, nu ne gândim suficient la ideea de identitate, noi ca oameni. Fie nu avem nicio treabă cu identitatea, fie acceptăm așa niște lucruri și ne asumăm câte o identitate fără prea mult proces. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să ne distanțăm de identitățile pe care le avem, dar cred că este absolut sănătos și necesar să ne gândim din când în când la ele, de ce le avem, care s-a accentuat, care nu, unde s-a mai dus cealaltă. Și din acest punct de vedere, nu sunt neapărat de acord cu domnul Dăzescu, nu cred că trebuie să vorbim de o identitate reală sau că avem nevoie de o identitate reală, pentru că acest lucru implică că avem și alte identități care sunt, nu știu, ireale sau imaginare. Noi avem un set de identități. Sunt perfect de acord că avem nevoie de ele. Avem nevoie de ele ca să navigăm cam tot până la urmă. Dar cred că este foarte util din când în când să stăm să ne gândim care sunt acele identități. Cu atât mai mult pentru studenții noștri, cred că este important să facă acest exercițiu și să-și dea seama de ce gândesc într-un anume fel, de ce mă simt într-un anume fel. Și mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc mult de tot, Bogdan. Luciana, două cuvinte de final. Două cuvinte de final. Identitățile sunt legate de timp și spațiu și singurul lucru pe care nu-l putem decide în această viață este unde ne naștem. Dacă ne-am fi născut la 500 de kilometri mai la nord, astăzi am fi fost în situația celor din Ucraina. Identitățile în timpul vieții țin până la urmă și dacă ne dăm seama de acest lucru, că este singurul lucru pe care nu-l putem alege, unde ne naștem. Iar sistemul de drept internațional și de norme pe care îl propune democrația liberală este tocmai pentru a ne proteja indiferent de unde ne naștem și pentru a ne da libertatea pe care ne-o dorim. Asta este tot. Mulțumim mult! Mulțumim Luciana, Alexandra Ghica, Bogdan Radu, în primul rând pentru efortul pe care l-au făcut să fie alături de noi.
Adevărul este că astăzi am încercat să punem un pic în perspectivă tematica pe care am asumat-o legată de xenofobie, de etnonaționalism, de iliberalism în toate formele lui. Sper că am reușit să degajăm câteva din cele mai problematice, să zicem, direcții în care poate să derapeze democrația. Cred că este un moment actualmente în care trebuie să fim cu atât mai lucizi, mai ales noi cei care ne ocupăm cu analize și cu predatul, pe de altă parte. Timpurile acestea tulbure cheamă la luciditate și cheamă la sânge rece, pe de o parte. Și pe de altă parte cheamă și la expertiză, pentru că e întotdeauna foarte, foarte complicat, într-adevăr, să discern între toate formele de populisme, liberalisme și toate conceptele acestea care s-au încălecat oarecum în ultimii ani, mai ales în spiritul public. E foarte complicat să explici în mod clar ce înseamnă una și alta și de aceea e foarte bine că avem și se multiplică platformele de fact-checking, platformele prin care se popularizează aceste, cum spunea Bogdan, acest checklist al temelor liberale predilecte. E foarte bine că avem, pe de altă parte, avem platforme internaționale care se ocupă cu asta de ceva vreme, Bellingcat, de pildă, care e foarte activ deja de ceva vreme și se ocupă cu treaba asta. Și, pe de altă parte, trebuie, cred eu, să nu ne lăsăm într-adevăr antrenați în acest val de entuziasm. Nu vreau să demobilizez entuziasmul, dar, pe de altă parte, cred că e fundamental să vedem că pericolele nu au fost îndepărtate, dimpotrivă, și de aceea le mulțumesc tuturor vorbitorilor și celor care au intervenit și care au atras atenția asupra acestei fragilități a democrației, pe care ne cheamă, deci, să o construim în continuare și asupra căreia să veghem. Și, într-adevăr, cum spunea Lucian, locul în care le naștem nu ni-l alegem, spunea în Mémoire d'Outre-Tombe Chateaubriand cu vreo 200 și ceva de ani în urmă, le hasard du berceau, deci exact acest lucru, hazardul nașterii, nu vine un termen acum imediat mai potrivit, dar hazardul nu e cel mai potrivit, dar în orice caz asta era ideea, le hasard du berceau, trebuie să facem ce putem noi mai bun cu acest hazard și să încercăm să ne construim în spațiul nostru, identitar sau nu, o manieră de a construi în continuare un regim în care cu toții să avem libertățile garantate și libertatea de expresie și drepturile fundamentale. Deci vă mulțumesc tuturor foarte, foarte mult și vă invit să participați și la suita, la urmarea acestor dezbateri finanțate, aduc încă o dată aminte, de sprijinite financiar de Ambasada Statelor Unite, derulate prin Grupul pentru Dialog Social. Mai avem câteva dezbateri care urmează și care sunt prezente pe site-ul Cafenelei Civice și le mulțumesc foarte mult. Și cu asta închei, studenților care au avut răbdarea și care au avut în plus întrebările extrem de pertinente, la care sunt foarte bucuroasă că s-a răspuns, sper, într-un mod satisfăcător. Mulțumesc mult tuturor și să ne revedem cu bine. La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!